De data aceasta, nu cu barda, nu cu securea, ci cu ascuțimea minții, a tăiat din pădurea astrelor, din pădurea stelelor cerului, și le-a așezat și a făcut din ele un car. Carul mare. Ce-a făcut apoi săranul român după ce și-a făcut acest car de stele? L-a umplut, a pus în el prescură și a trimis-o mai departe cu carul mare sfinților în împărăția cerului. E, acest săran nu avea, acest săran nu aveau studii la Universitatea din Cracovia. Pentru că ați amintit și e normal să ne aducem aminte de Mihai Eminescu zilele acestea, domnule președinte, știm că a făcut o incursiune culturală și științifică Eminescu la Viena, dar nu cred că totuși la Viena a învățat el acea limbă, acel mod de comunicare, cum se spune mai modern acum, să vorbească cu astrele, cu luceafărul. De unde își trage seva culturii și învățăturii sale Eminescu? De unde a învățat el limba aceea să vorbească cu luceafărul? Eminescu vorbea cu luceafărul, așa cum vedem astăzi, din nefericire tot mai rar, doi vecini vorbind peste gardă. Eminescu în grădina românească și luceafărul în grădina cea de sus al lui Dumnezeu cerul. Între ei, între cele două personaje, nici nu este o distanță foarte mare decât câțiva ani lumină. E, totuși, iată, păcătosul acesta de telefon n-a reușit să vorbească încă cineva de la o stea din altă galaxie cu noi și totuși Eminescu, neavând asemenea telefon, a reușit prin cultură, prin imaginație și prin tot ceea ce a fost el în cultura neamului nostru. De aceea, eu zic, din nefericire, mereu, mereu ne cam plângem pe umerii unuia altuia, ci ar trebui, din punct de vedere al culturii, să fim mândri. Deși mândria este un păcat, dar astăzi, de ziua lui Eminescu, eu vă dezleg. Să vă mulțumim! Dacă în numele lui Eminescu, și dacă în numele lui Eminescu veți păcătui și peste vreo săptămână, vă îndemn, veniți la mine și la spovedanie și vă dezleg. Și să-i spunem noi, hai să-l botezăm, că tot n-a fost de mult botezul Domnului, să ne impropriem păcatul Eminescu. Și la acest păcat, zic eu, să stăm la umbra lui, că Dumnezeu nu ne va pedepsi,
pentru că va scrie în cartea vieții noastre că avem un păcat care se numește Eminescu. De asemenea, ați vorbit, domnule președinte, foarte frumos și aplicat asupra unei Europe a națiunilor. Într-adevăr, ar trebui să ne păstrăm identitatea și din fericire putem să ne-o păstrăm prin credință și prin cultură, care sunt două componente atât de importante legate una de alta. Și atunci, să mai dăm încă o dimensiune a Europei și să zicem, fiecare țară europeană să devină o icoană. Și atunci, să spunem că Europa va fi un spațiu al icoanelor, a țărilor care cred în Preasfânta Trăime Dumnezeu, în cultura acestei credințe în care am fost legănați fiecare dintre noi atunci când ne-au născut maicile noastre. Dumnezeu să binecuvinteze toate icoanele din spațiul european. Thanks! Nu mă se spune, domnule președinte a Academiei, să nu vă smintiți de noi, de cei de prin Banat, că mai trei zile mai de pe urmă, acum mai zicem și noi, mai scoatem din tezaurul graiului bănățean și am găsit că pe undeva se mai zicea și thanks aici prin Banat. Așa că dacă nu și după ce vom termina, pentru că așa cum a spus, nu trebuie să luăm din timpul, pentru că văd că sunt niște comunicări foarte interesante aici, așa, dar tot referitor la limbă, dacă veți putea, va fi timp până la sfârșit, dar după ce vor vorbi și cu ceilalți confrați, despre acel cuvânt care a început a fost născut nu de mult în spațiul britanic, acel cuvânt care definește omul nici feminin, nici masculin. Deci, dacă cumva aveți o informație mai importantă să ne dea despre el, dacă nu, altă dată în grai să vedem cum evoluează cultura și spiritul uman. Și acum totul să închei în grai bănețean. Mulțumim!